Echipa națională a României a învins Lituania cu scorul de 2-1 în deplasare într-un meci din Liga C, grupa 2 a Ligilor Națiunilor. Tricolorii au obținut a patra victorie din tot atâtea meciuri sub comanda lui Mircea Lucescu, deși au început greoi. Și pentru noi a fost cel mai greu meci care l-am jucat. Sigur, timpul foarte scurt de la ultimul meci până aici și distanța și schimbarea temperaturii, toate astea au influențat. Starea terenului a influențat foarte mult, dar dincolo de asta nu pot să neg că echipa Lituaniei a făcut un meci bun, agresiv, la calitățile jucătorilor care îi posede, jucătorul. Forță, viteză, angajament, excelent joc aerian, pasele lungi, ne-a pus în dificultate pentru că și-au pus în valoare calitățile lor, iar noi din cauza terenului și altul, n-am putut să compensăm toate astea cu un foarte bun joc de construcție, de posesie, așa cum ar fi trebuit să fie. Dar cred că victoria este absolut meritată. Poate în prima repriză am fi putut să marcăm încă două goluri și ar fi fost mai corect rezultatul. Pentru că în prima repriză am dominat-o destul de categoric. Repriza a doua, am comis niște greșeli, am avansat puțin mai mult cu fundașii central și iar ei au profitat și au jucat cu mingea peste noi, punând în dificultate. În minutul 17, Denis Man a executat un corner, iar Gineitis a comis hands în propriul careu, România egalând din penalti prin Răzvan Marin. Golul victoriei tricolorilor a fost marcat la capătul unei faze spectaculoase. Lituania a avut o lovitură liberă din marginea careului nostru, s-a executat în zid, iar Drăgușin a plecat vijelios pe contraatac, i-a pasat lui Man, care l-a angajat pe Drăguș, iar Denis Drăguș a marcat punctul care a închis tabela. Ne-au dominat în jocul aerian și au deviat mingii periculoase peste linia noastră de fund. Din fericire am reușit să ieșim fără mari pagube acolo. Nici a ieșit destul de bine la astfel de meciuri, de mingi. Deci finalul totdeauna este dramatic. Sigur că avantajează echipa care vine din urmă și care își dorește foarte mult să înscrie. Au fost mai deciși, am pierdut câteva dueluri la mijlocul terenului, din care i-au profitat. De aceea m-am agitat, pentru că erau mingi care, în mod normal, din contract, ar fi trebuit să rămână cu noi. Dar am sărit, am lăsat pe ei să recupereze și din asta au declanșat vreo 2-3 contraatacuri periculoase, cu mingi lungi, puse în spațiu liber. Calificarea noastră a surprins pe toată lumea și, în același timp, a stârnit un val de încredere în posibilitatea jucătorilor noștri. Așa au început pe urmă Craiova, după aceea Dinamo și după aceea Steaua, FC Argeș, de aceea am avut echipe care au însemnat ceva pe plan internațional, pe plan european, în cupele europene. Deci asta aduce după sine o performanță unei echipe naționale. Tot fotbalul profită de acest lucru. Există un alt tip de stimulent pentru jucători, vorba de un stimulent profesional, de imagine, de popularitate, de reușită. În luna noiembrie, România va întâlni Kosovo pe 15 noiembrie și Cipru 3 zile mai târziu. Ambele meciuri vor fi pe teren propriu.